Imagini incredibile au fost publicate de un lider politic local cu Casa de Cultură din Târgu Jiu. Interiorul clădirii închise de 5 ani se află într-un stadiu avansat de degradare. Liderul USR Radu Miruță a postat pe pagina personală fotografii care arată dezastrul din cea mai mare sală de spectacole din municipiu și acuză clasa politică de incompetență. Din tavan se desprind bucăți de tencuială, iar prin pereți cresc deja copăcei. Când apa de ploaie ajunge la parte trecând prin două etaje, când tencuiala pică de pe toți pereții, când pe acoperiș cresc copaci zdraveni, când în tot interiorul miroase a mucegai și când în birourile de jos plutesc obiecte, îți dai seama că cei care au administrat și administrează acest oraș nu au nici măcar o legătură cu orașul, nu au nimic în comun cu rațiunea, nu au vreo tangență cu spiritul gospodăresc sau cu vreo viziune responsabilă, a scris liderul USR Gorj, Radu Miruță.